Sfârșitul săptămânii aduce echipei CSS Dunărea Giurgiu două meciuri la rând, ambele în deplasare. Astăzi fetele urmau să întâlnească echipa din Piatra Neamț într-un meci restanță din retur. Sâmbătă handbalistele noastre vor juca cu Știința Bacău. Un meci greu, susținut în condiții de oboseală, lipsa banilor ducând la soluția neplăcută a comasării acestor două partide. Pe de altă parte, lotul cu care giurgiuvencele au fost nevoite să facă deplasarea este unul restrâns. Doar 11 dintre cele 16 jucătoare vor aborda aceste două partide. Situația în care jucătoarele de la CSS Dunărea care locuiesc în București nu au făcut deplasarea. Am rezolvat ca și prima etapă care o aveam la Piatra Neamț să o legăm de această deplasare la Bacău pentru că să facem economie pentru transport. Așa că vineri vom juca la Piatra Neamț cu HCF Piatra Neamț, iar sâmbătă vom juca la Bacău cu Știința Bacău. Sperăm ca fetele să joace la fel și să nu mai avem arbitrajul de la Plopeni. Meciul de mâine cu Știința Bacău va începe la orele 11, în condițiile în care în tur CSS Dunărea Giurgiu a pierdut meciul cu Băcăuancele. Următoarea etapă handbalistică va surprinde fetele de la CSS acasă, la sala Cionsei Hardy. Echipa noastră va întâlni cea mai puternică formație a diviziei A, CSM Slobozia, ocupanta locului întâi în clasament și matematic deja promovată în Liga Națională. Va fi un meci de mare spectacol în care echipa noastră are șansa a doua.